Valiza cele mai frumoase călătorii în lumea cărților pentru copii Băiatul cu ghiveciul fără flori, poveste populară coreană Într-o vreme îndepărtată, într-o țară la fel de îndepărtată, trăia un împărat Avea bogății cât îi poftea inima De la iazuri cu pești și levezi cu pomi încărcați cu fructe Până la palate construite în fiecare oraș din împărăție. Era un om drept, iar asta îl făcea iubit de către supușii săi. Și totuși, împăratul suferea pentru că nu avea chiar totul. Un copil, măcar unul, era ceea ce lipsea. Anii treceau, și împăratul se îngrijora tot mai tare din cauza că nu avea cui să lase țara atunci când bătrân fiind n-ar mai fi putut să se ocupe de treburile împărăției. Dar cum să facă să-și aleagă un moștenitor? După o noapte în care numai el știe ce a visat, și-a chemat sfetnicii și le-a spus. Acum pot să-mi aleg moștenitorul. Cu ce-ți putem fi de folos, măria ta? L-au întrebat sfetnicii. Vreau să dați de știre în toată țara că îl voi înfia pe cel mai cinstit băiat, a spus împăratul dar sunt atâția copii mărite împărate. Va fi greu să-l alegem pe cel mai cinstit dintre ei, îndrăzni să-i spună un sfetnic bătrân. M-am gândit la toate, răspunse împăratul. Am pregătit un sac plin cu semințe de flori, care să fie împărțite tuturor băieților din țară. Aveți grijă să ajungă până la cele mai îndepărtate sate. Peste două luni, cel care va avea cele mai frumoase flori va deveni copilul meu. Sfetnicii au împărțit semințele slujitorilor, iar aceștia le au dus de grabă în toate satele și orașele. Așa au ajuns și la In, un băiat care trăia cu părinții și surorile sale, nici prea aproape, nici prea departe de capitala împărăției. După ce a primit semințele, In le-a plantat într-un ghiveci pe care l-a așezat pe pervazul geamului, la soare. În fiecare dimineață, Băiatul se trezea primul ca să ude semințele și să vadă cum răsar florile. A trecut o săptămână, au trecut două, apoi trei, dar ghiveciul lui era la fel ca în prima zi. Nici o frunză, dar rămite vreo floare. Băiatul a întrebat-o pe mama lui. Oare de ce nu a crescut nimic în ghiveci până acum? Poate că nu le place pământul în care le-ai pus. Haide să-l schimbăm, îi zise mama. Au mers la celălalt capăt al curții ca să ia alt pământ. Au umplut ghiveciul și au sădit semințele din nou. Dar chiar și așa, în ghiveciul lui In nu a crescut nimic, deși ca și prima dată au udat pământul în fiecare dimineață. Mamă, uite, nu a răsărit nimic. Toți ceilalți copii din sat au flori frumoase. Numai eu nu, zise In. Mai ai puțină răbdare, l-a sfătuit mama. Când s-au împlinit cele două luni, împăratul a plecat să colinde țara în căutarea moștenitorului. A mers din sat în sat și din oraș în oraș, dar nu i-a plăcut niciunul dintre toate ghivecile cu flori pe care le-a văzut. Într-o zi, a ajuns în sătucul unde locuia In. Ghiveciul lui era tot gol, iar când a ieșit în stradă, a văzut că ale celorlalți copii erau toate pline cu flori, care de care mai frumoase. Măria ta, uite ce flori frumoase am eu, strigă un băiat. Vino să vezi, măria ta, ale mele sunt cele mai frumoase flori, strigă un altul. Cu toți erau bucuroși și zâmbeau împăratului care privea cu atenție fiecare floare. Dar, lucru ciudat, împăratul nu zâmbea deloc. Trecu prin fața tuturor copiilor până când ajunse la In, care ținea mâini un ghiveci în care nu răsărise nimic. Când ridică privirea, In simți că îi se înmoaie picioarele, fiindcă dinaintea lui se afla însuși împăratul. De ce ai ghiveciul gol, băiete?" îl întrebă împăratul. Străduindu-se să nu-l podidească plânsul, In i-a povestit împăratului cum plantase semințele, cum pusese ghiveciul la soare, cum l-au dat în fiecare dimineață, apoi cum i-a schimbat pământul. Dar în zadar, nici o floare n-a răsărit. Nu știu de ce floarea mea nu a răsărit, zise In. Poate nu am știut cum să o sădesc și să o îngrijesc cel mai bine. Dacă l-ar fi văzut pe împărat în tot acest timp, ar fi observat cum se luminează la față și cum începe să zâmbească. De aceea a rămas uimit când l-a auzit pe împărat spunând: Iată, el este cel mai cinstit băiat! El va fi prințul moștenitor! Împăratul l-a ridicat pe in și l-a arătat oamenilor, care nu înțelegeau ce se întâmplă. Cum așa, măria ta? De ce l-ai ales tocmai pe băiatul care nu a avut nicio floare în ghiveci? Întrebau oamenii. Simplu, dragii mei, i a răspuns el. Semințele împărțite copiilor erau fierte, iar semințele fierte nu rodesc. Toți au tăcut și și-au plecat capetele în pământ. Puseseră alte semințe în ghivecile pe care le țineau acum în mâini copiilor. lor. Își doriseră atât de mult să câștige întrecerea, încât lăsaseră deoparte cinstea. Împăratul i-a îmbrățișat apoi pe părinții băiatului. V-ați crescut, fiul, așa cum trebuie. Sunteți bineveniți la palat oricând veți dori. Se spune că In a domnit mulți ani iar supușii l-au îndrăgit la fel de mult ca pe bătrânul și înțeleptul împărat. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea mea. Bibliovaliza, un proiect al Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba și al Consiliului Județean Alba.